Reprezentanții Inspectoratului Școlar Gorj s-au deplasat astăzi la școala cu pricina și au căutat să afle răspunsuri la acuzațiile care sunt aduse la adresa unității de învățământ. Regretăm, nu putem să vă oferim prea multe informații. Astăzi, Comisia Județeană de Evaluare Națională a instituit o comisie care va analiza datele legate de evaluarea națională din școala Alexandru Ștefulescu. Implicit, vom verifica documentele, activitatea acestei comisii care a funcționat în școala Alexandru Ștefulescu și toate, dacă mai există în școală, materialele care au înregistrat evaluarea, au înregistrat descărcarea subiectelor, dezarhivarea lor și multiplicarea. De cealaltă parte, dascălii care s-au trezit cu poliția la poarta școlii susțin că nu s-au comis ilegalități la evaluarea națională. Sistemul de supraveghere a funcționat tot timpul? A funcționat tot timpul și înregistrările video sunt ridicate de către reprezentanții poliției. A funcționat tot timpul. Excludeți varianta ca subiectele să fie ajuns mai devreme la copii? Excludem. Și atunci unde ar fi frauda? Păi eu consider că nu este nicio fraudă, deci nu poate fi vorba de o fraudă. Reprezentanții unității de învățământ pun acest incident pe seama faptului că unii părinți au fost dezamăgiți de notele obținute de copiii lor și au sesizat oamenii legii în ideea că cei care au obținut rezultate mai bune ar fi aflat mai înainte subiectele.